Bună ziua! Ne aflăm în delta Dunării, suntem la sfârșitul lunii februarie. Suntem în zona coloniei de cormorani, stârci și egrete. Suntem la o distanță rezonabilă pentru a nu-i deranja. Se văd cormoranii în copaci, buiburi. Anul trecut, pe vremea aceasta, era gheață aici. Fiecare an diferă. Acea zi, în fiecare an, diferă peisajul. Delta Dunării este mereu surprinzătoare. Să o vizitați. Stânga noastră este partea de lac. Am văzut mai devreme și gâște și lebede. Acolo aveți departe un lebedă. E grete. Se vede și o găsă, dacă nu așa. Sau un corcodel. Este un cormoran zburat, trebuie să vedem. Revenim la golfulețul nostru aici, unde apa este foarte mică, undeva pe la jumătate de metru unde suntem noi acum. Deci delta are și proprietatea de a se proteja singur. La distanță, cu un obiectiv, un binoclu, se pot vedea foarte frumos și admira, fără a le deranja. Cu stimă, vă salut din Delta Dunării, Ciprian Safca.